Omul de știință Dr. Afriel încearcă să studieze un grup de specii antice numite roiuri. Pentru a face acest lucru, el folosește o navă extraterestră pentru a-l duce într-un sistem stelar îndepărtat, unde se află stupul roiului. Pe măsură ce ajung la destinație, tovarășii săi extraterestri observă că vor pierde conversațiile cu el în timp ce vor continua. Afriel împărtășește sentimentul și observă că informațiile pe care i le-a oferit sunt extrem de valoroase. Extratereștrul împărtășește că le place să facă afaceri cu oamenii, deoarece sunt tineri, dornici și buni. Capitanul extraterestru îi reamintește apoi lui Afriel că se vor întoarce după el în 600 de zile, așa cum prevede contractul lor de tranzit. Cu asta, Afriel îi mulțumește. Afriel folosește o navă pentru a intra într-o peșteră. La intrare, un extraterestru mare, asemănător unei meduze, se prinde de intrare ca și cum ar fi protejat-o. Înăuntru, un alt extraterestru deschide un pasaj, permițând unor creaturi insectoide să-l întâmpine. Dr. Galina Mirni plutește apoi spre el și urează bun venit. Ea este bucuroasă să vadă un alt om după atât de mult timp, deși îi spune să o cheme pe prenumele ei, Galina. În timp ce vorbesc, una dintre creaturi mușcă brusc piciorul lui Afriel. Cu toate acestea, Galina explică că doar îi va transmite feromonii reginei. Asta pentru ca el să nu fie confundat ca un invadator și să nu fie ucis. În timp ce ei se îndreaptă mai în peșteră, Afriel exprimă cum a urmărit cu mult interes studiul lui Galina asupra roiului. El este impresionat că i-a învățat să comunice cu creaturile, deci Galina îl corectează că nu niciunul nu folosește limbajul, doar simbioții o fac. Unul dintre ei este Springtail, creatura care a mușcat piciorul lui Afriel mai devreme. Galina crede că aceste creaturi au fost odată o rasă spațială care a găsit roiul și a devenit una cu el. Cu toate acestea, ei sunt mai mult decât paraziți sălbatici acum. Galina îi arată lui Afriel în jur și în timp ce se uită în fiecare colț, găsește diferite specii de extraterestri care trăiesc în unitate, iar acest lucru îl uimește. Galina notează că a identificat 15 extraterestri simbiotici unici care trăiesc cu vastele caste originare din roi. Apoi îl conduce pe Afriel către pământul peșterii, unde îi explică în continuare că principala sursă de hrană a stupului sunt diverse tulpini de ciuperci bogate în nutrienți. Deoarece bioimia de bază a oamenilor și a acestor creaturi sunt similare, hrana este comestibilă. Pentru a secreta hrana, Galina demonstrează o tehnică de lovire asupra uneia dintre creaturile insectoide. Acest lucru determină creatura să elibereze o substanță albastră și lipicioasă care a fost fermentată în intestin. Ea adaugă că fermentația face mâncarea să aibă un gust mai bun, dar de îndată ce Afriel gustă, abia își poate ascunde aspectul de dezgust de pe față. Deodată, aud un zgomot puternic de sus. Afriel se minunează în timp ce creatura masivă numită Tunler plutește deasupra lor. Galina merge spre ea, deoarece îi poate duce mai adânc în cuib. Afriel urmărește imediat exemplul și încearcă din răsputeri să se țină în timp ce acesta se deplasează. Pe măsură ce merg mai departe, Galina și Afriel întâlnesc diferite creaturi extraterestre. Creaturile vin în diferite forme și dimensiuni, dar cele mai multe dintre ele seamănă cu crab și scorpionii. Ajung la cuib, iar Afriel este uimit să o vadă pe imensa regină. Multe dintre creaturi îl înconjoară și, deși sunt destule, rămân intacte și organizate. În timp ce urmăresc creaturile care recoltează cu sârguință ouă, Galina explică că regina poate crea orice organism regina o poate crea. Uimită de ideea sa, ea adaugă că întregul cuib este o minune a automatizării genetice. Afriel o observă cu uimire pe regină, dar deodată aude un zgomot de sus. Găsesc o creatură din casta războinicilor, așa că Galina avertizează că sunt incredibil de mortale, dar atacă doar dacă ceva amenință regina sau ouăle ei. După ce a părăsit cuibul, Galina îl întreabă în cele din urmă pe Afriel ce caută în acest loc. Cu multă încredere, el explică că roiul este un sistem organic aproape perfect, deci poate fi o resursă care poate aduce ordine în haosul expansiunii umane. El încurajează valorificarea puterii roiului. Auzind acest lucru, Galina se opune imediat planului său pentru că, în termeni simpli, își propune să exploateze roiul. Ea plutește, arătând vastul biosistem al cavernei și cât de perfectă este. Ea explică că acest cuib este acolo de milioane de ani, în timp ce oamenii vor fi uitați rapid. Afriel susține că, deși nu ar trăi suficient de mult pentru a-și vedea specia triumfând, el își păstrează ideea că se va întâmpla într-o zi. Galina numește asta aroganță. Cu multă pasiune, ea adaugă că organismele din roi sunt nevinovate și nu ar trebui să fie pionii într-o luptă pentru putere pe o altă planetă. Cu toate acestea, Afriel susține că are nevoie de o singură mutație genetică dintr-un nou pentru a crea o nouă regină și a construi un nou cuib. Totuși, Galina explică că ei ar fi inutili fără feromonii cuibului real care să-i controleze. Pentru a dovedi că se înșeală, Afriel îi arată o venă artificială, care strălucește în piciorul lui și i-a permis să trăiască. El explică că a selectat feromonii sintetizati de swarm pe baza probelor Galinei. El este entuziasmat de faptul că feromonii sintetizați le-ar permite să controleze milioane de muncitori, dar acest lucru o enervează pe Galina, deoarece vede asta ca construirea unei rase de sclavi. Afriel rămâne persistent, deoarece creaturile nu sunt sensibile și sunt doar mașini organice. Asta înseamnă că nu au o minte proprie și nu contează dacă lucrează pentru oameni sau pentru roi.
Învinsă, Galina este de acord, dar cu condiția ca acest cuib să rămână în siguranță. După asta, Afriel își desface piciorul și scoate vena artificială. Galina vrea să facă mai întâi o serie de încercări, așa că își acoperă mâinile cu feromonii din interiorul venei artificiale și le testează pe niște creaturi. El testează mai întâi cele mai elementare comenzi feromonale care declanșează un stimul simplu de grupare, dar Galina observă că poate funcționa eficient doar dacă feromonii sunt combinați într-un program chimic. Într-o zi, după o serie de teste planificate, ei ordonă cu succes unui muncitor să preia un ovul fertilizat pentru ei. Încântată de această realizare, Galina îl trage pe Afriel la un sărut, care începe intimitatea lor. Galina realizează că oamenii nu sunt atât de diferiți de creaturile din roi. Toți sunt în derivă pe mare chimice și scufundați în fluxul și refluxul cald al vieții. Câteva zile mai târziu, un sprinteil îl alertează pe Afriel că regina nu mai dă hrană creaturilor. Acest lucru sună alarmant pentru Afriel, așa că el îi cere micul său aliat să-l ducă la ea. Imediat, trece prin deschizături înguste în grabă. În drumul lor, totuși, un extraterestru războinic atacă deodată pe Sprinteil. Afriel se apără în timp ce un alt războinic încearcă să-l captureze. Războinicii încep să ucidă Sprinteil în timp ce Afriel cade pe stânci. Vede mai mulți războinici venind din toate colțurile, așa că fuge repede. Războinicii îl urmăresc, așa că Afriel se strecoară într-un pasaj îngust în care războinicii nu pot intra. Cu toate acestea, Afriel se lovește de câteva pietre în timp ce continuă înainte, rănindu-se. Totuși, el se merge înainte în timp ce războinicii îl prind repede din urmă. Afriel intră într-un alt pasaj, dar războinicii pătrund pentru a-l ucide. Brusc, un alt războinic apare în spatele lui, așa că Afriel se leagănă și îl lovește cu piciorul. Războinicul țipă și apoi îl prinde de perete, tăindu-le cu cleștele. Afriel apucă o stâncă ascuțită dintr-un colț și înjunghe cu forță războinicul ucigându-l. Cu toate acestea, mai mulți războinici așteaptă să se arunce asupra lui. Afriel rămâne hotărât și provoacă extraterestri, așa că aceștia atacă simultan și le elimină. Câteva clipe mai târziu, războinicii îl aduc pe Afriel reginei. Curând, se trezește cu gemetele Galinei, doar pentru a găsi trupul ei în gura reginei. El o strigă, dar ea își ridică capul și îi spune să îi se adreseze roiului. Spre groaza lui, regina are tentaculele adânci în creierul Galinei, folosind-o pe Galina. Imaginea este prea cruntă pentru ca Afriel să o suporte și vomită brusc de dezgust. Folosind vocea Galinei, ea explică că este una dintre castele roiului cu specialitatea inteligenței. Dându-și seama ce a provocat aceste evenimente, Afriel încearcă să spună că nu au vrut niciodată să le facă rău, ci doar să le studieze. Cu toate acestea, regina știe că intenționează să le reproducă pentru a le foloși. Ea adaugă că atunci când Afriel și-a început experimentele brute, au fost declanșate anumite protocoale genetice care i-au dat naștere ei și inteligenței ei. Deși are doar câteva săptămâni, are deja milioane de ani de memorie rasială. Afriel îi recunoaște inteligența și încearcă să ajungă la o soluție diplomatică, dar regina îl întrerupe. Ea spune că este doar un instrument pe care roiul l-a folosit pentru a opri multe amenințări în trecut. Prin amintirile Galinei, ea a studiat rasa umană. Ea comentează că oamenii sunt deosebit de viguroși, care pot concura cu ei în câteva secole. Afriel observă sfidător că oamenii vor veni în curând după ei, dar acest lucru nu o sperie. În schimb, este încrezătoare că rasa umană va dispărea cu mult înaintea roiului. Afriel percepe acest lucru ca pe o amenințare și în timp ce încearcă să răspundă, regina îl sufocă pur și simplu cu tentaculele ei. Ea spune că rasa umană este probabil să se autodistrugă, deoarece inteligența nu este o trăsătură de supraviețuire câștigătoare. Pentru a-și dovedi punctul de vedere, ea își îndreaptă atenția spre creatura care îi mănâncă vărsăturile. Strămoșii acestei creaturi au făcut cândva galaxia să tremure, dar roiul a crescut versiuni mai inteligente și mai dure ale rasei sale pentru a se lupta cu ei. Ea susține că aceasta este o strategie excelentă, iar el și Galina sunt perechea de reproducere perfectă pentru a-i aduce viziunea la viață. Afriel declară că preferă să se sinucidă decât să-și trădeze rasa. Fără descurajare, regina împărtășește că poate pur și simplu să-l cloneze și să crească ea însă și copiii. Ea îi oferă apoi să aleagă între a rămâne o ființă inteligentă sau a deveni o păpușă fără minte la fel ca Galina. În timp ce își reconsideră opțiunile, regina îi repetă oferta. În timp ce se ridică deasupra umanului, regina adaugă că se bucură că nu trebuie să-l absorbă, deoarece ar fi ratat conversațiile lor. Mulțumesc pentru vizionare, dacă v-a plăcut lăsați un like și abonați-vă.